Ceva lipsește din Noul Testament. De ce nu există nimic în Biblie despre viața lui Iisus Hristos de când avea 12 ani până la vârsta de 30 de ani? Unde sunt cei 18 ani din viața lui Iisus? Numiți și anii nesocotiți sau anii pierduți a lui Iisus Hristos? Această perioadă dispărută din viața sa este o enigmă biblică care i-a derutat pe savanți și pe creștini ani de zile. Nu există oameni buni înregistrări scrise despre Iisus în acea perioadă sau despre faptul că ar fi călătorit, lăsând un vid religios plin de teorii. Nu există niciun document și nicio dovadă că între 12 și 30 de ani Iisus a fost în Nazaret sau în împrejurim. Și sunt teorii care relatează că Iisus și-a petrecut acei ani în India și Tibet. Despre toate acestea, despre anii neștiuți sau anii secreți a lui Iisus Hristos, vom vorbi în episodul de astăzi. Vă salut, oameni buni! Bine ați venit pe canalul Adevăruri Secrete, locul în care vom încerca să vă prezentăm realitatea așa cum este ea de fapt și nu așa cum încearcă mafia media să vă servească pe tavă. Dacă vreți să fiți la curent cu informațiile care urmează să vi le prezentăm, cu documentare, teorii incredibile și multe alte lucruri, apăsați butonul roșu de subscribe și clopoțelul, astfel încât veți fi primii notificați când lansăm aceste lucruri pentru voi. Însă să revenim la anii pierduți a lui Iisus Hristos. Dragi prieteni, creștinătatea s-a obișnuit de mai bine de 2000 de ani să-L închidă pe Iisus în cele patru evanghelii ale Noului Testament și eventual în formă implicită în Faptele Apostolilor. Nici o altă sursă despre viața și învățăturile Fiului lui Dumnezeu nu este luată în considerare de către oficialii religiei creștine. Pentru aceștia, orice altă scriere care poartă amprenta învățătorului, în afară de cele mai sus menționate, este considerată apocrifă. Cu alte cuvinte, aceste scrieri ar conține mai multă fantezie și mai puțin adevăr. Evanghelia lui Toma, de exemplu, atât de simbolică și de profundă, apoi scrierile sub dictare divină, exprimată la persoana întâi de însuși Isus și puse pe hârtie de Jacob Lorber și nu în ultimul rând manuscrisul despre viața profetului Isa, păstrat la mănăstirea tibetană Himis, sunt tot atâtea dovezi ale unei vieți divine trăite sub semnul miracolului. Dacă ne uităm în Biblie, singurile consemnări despre viața lui Isus sunt legate de nașterea sa, cele în care avea 12 ani și a mers la templu și cei 3 ani de activitate publică. În perioada de 30 și 33 de ani, perioada în care a făcut minuni și a schimbat lumea. Cartea Sfântă, însă, dragi prieteni, nu spune nimic despre adolescența lui Iisus, fapt care trezește numeroase semne de întrebare. Biblia nu vorbește despre copilăria lui Iisus decât o singură dată în episodul de la templu, pe care probabil mulți dintre voi îl știți, pe când Hristos avea 12 ani. Cartea Sfântă amintește de nașterea sa, Matei și Luca, de episodul templului și de cei 3 ani, cum spuneam mai devreme, în care Iisus schimbă lumea și pune bazele creștinismului. Inevitabil apar întrebările de ce nu apar și alte secvențe în Biblie. Au fost omise intenționat? Și dacă da, de ce? Și dacă nu, iarăși de ce? Ce spune Noul Testament? Ei bine, nu prea multe. Referirea evanghelistului Luca la perioada pierdută se rezumă, oameni buni, la o singură frază. Și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Luca 2,52. Dragi prieteni, această frază este singura din toate cele patru evanghelii care pomenește ceva despre Iisus în perioada pierdută. Iar interpreții recunosc faptul că afirmația este absolut neutră din punct de vedere informativ și că este doar o încercare stângace de a spune o banalitate ca să umple un spațiu gol despre care nu știe nimeni absolut nimic. Apoi, tot în Noul Testament, Iisus apare brusc în jurul vârstei de 30 de ani. Marcu 6,3 spune: oare nu este acesta tâmplarul, fiul Mariei și fratele lui Iacov, Ioan, Iuda și Simon? Și oare nu locuiesc surorile lui aici printre noi? Ei bine, teologii au luat această frază drept un semn că Iisus ar fi trăit în anii lipsă în preajma familiei sale și că ar fi dus mai departe meșteșugul tatălui său, tâmplăria. Textul lui Matei 13,55 este aproape identic, întărind faptul că Iisus ar fi fost și el tâmplar. În iudaismul celui de-al doilea templu, deci în perioada lui Iisus, un copil era declarat matur la vârsta de 12 ani.
dar nu putea accede la preoție decât după vârsta de 30, perioada în care trebuia să învețe și să practice dogma. Unii savanți cred că tatăl lui Iisus, adică Iosif, a murit când el avea aproximativ 12 ani și că acest eveniment traumatizant ar fi putut fi catalizatorul pentru ca Iisus, încă din copilărie, să înceapă o căutare personală pentru a obține iluminarea spirituală. Desigur, mulți dintre voi poate că v-ați întrebat de ce până la urmă niciuna dintre cele patru evanghelii nu scoate niciun cuvânt despre viața lui Iisus de la 12 până la 30 de ani. Evanghelia lui Luca are totuși un singur verset referitor la această perioadă, pe care am să vi-l citesc chiar acum. Și Iisus creștea în înțelepciune și în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Asta este tot ce apare în Evanghelia lui Luca. Oameni buni, poziția tradițională adoptată de teologii creștini este aceea că Iisus a fost în Nazaret și nu s-a scris nimic despre el, pentru că în acea perioadă n-ar fi făcut nimic de consemnat. Însă o teorie zdruncină tot. În anul 1894, un savant rus, Nicolae Notovici, publică o carte foarte controversată la vremea aceea, numită Viața necunoscută a lui Iisus Hristos. Notovici susține în această carte că în timpul călătoriei sare în Ladakh, zona supranumită Micul Tibet, în anul 1887, a găsit o copie a unui vechi manuscris budist care spunea în mod explicit unde fusese Iisus în timpul anilor săi pierduți. Mai exact, în India și în Tibet. Mare atenție! În anul 1887, Nicolae Notovici pleacă într-o călătorie spre India, obiectivul său fiind la acea vreme studierea obiceiurilor și a modurilor de viață a popoarelor Indiei și în același timp investigarea naturii maestoase a arheologiei misterioase din această țară. El intră în India prin munții Afganistan, traversează Cașmirul, Valea Fericirii Veșnice, pentru a se îndrepta spre Ladakh. Înainte să se întoarcă însă în Rusia, vizitează o zonă foarte retrasă, budistă, la Mulbek. Aici, savantul rus este primit de un lama, care îi povestește despre arhivele din Lhasa, capitala Tibetului și reședința lui Dalai Lama, unde se găseau mii de manuscrise antice despre viața profetului Isa, adică numele orientar al lui Isus. La Mulbek nu exista niciun astfel de document, din păcate, însă lama i-a indicat în continuare câteva din cele mai importante mănăstiri care aveau copii ale manuscriselor. După studierea arhivelor și a numeroaselor pergamente, au putut fi găsite descrieri ale vieții și a faptelor lui Buddha Isa, care a predicat doctrina sfântă în India și printre copiii lui Israel. Potrivit savantului rus, documentele originale aduse în India, în Nepal și apoi în Tibet fusese scrise în limba Pali, limba religioasă a budiștilor. Textele descriu călătoriile și studiile în India ale unui bărbat numit Isa, care ar fi putut fi doar Isus biblic. Într-adevăr, documentul se intitula Viața Sfântului Isa, cel mai bun dintre fiii oamenilor. Potrivit textului, Isus a părăsit Iudeea la vârsta de 13 ani și a pornit într-o călătorie epică de autoiluminare, prin studierea altor religii. Isus petrece 6 ani în Puri și Rajgir, lângă Nalanda, vechiul sediu al învățământului hindus. Apoi pleacă în Himalaya și petrece mult timp în mănăstirile tibetane, studiind budismul și aprofundând înțelepciune. Apoi prin Persia se întoarce în Iudeea la vârsta de 29 de ani. La acea vreme, cartea lui Notovici era o senzație mondială la publicare, tradusă în mai multe limbi, inclusiv engleză și trecând prin 11 ediții în franceză în primul an de la publicare. Însă după un secol mai târziu, cartea lui devine uitată și ne întrebăm oare de ce? De asemenea, dragi prieteni, prefinal, pentru a înțelege de ce niciunul dintre scriitorii Evangheliei nu ne oferă detalii majorității vieții lui Iisus, trebuie să înțelegem mai întâi genul Evangheliilor, cu alte cuvinte, tipul lor de literatură. Deși Marcu, Matei, Luca și Ioan sunt într-un anumit sens biografii, ele diferă de tipul de biografii scrise în epoca în care trăim astăzi. Autorii Evangheliei nu au fost preocupați, dragi prieteni, să noteze fiecare detaliu final al vieții lui Iisus. Concentrarea lor s-a concentrat pe lucrarea lui de mântuire, pe motivul venirii sale ca om, să ne mântuiască și să ne mântuiască de păcatele noastre.
De exemplu, Evanghelia lui Marcu nu dă nicio seamă despre originile lui Isus, divine sau pământești. În schimb, el începe cu lucrarea Sfântului Ioan Botezătorul și trece rapid la slujirea publică a lui Isus. La fel ca ceilalți scriitori de Evanghelie, Marcu se concentrează asupra slujirii publice a lui Isus, predicarea și învățătura lui, miracolele sale și, cel mai important, pasiunea, moartea și învierea lui. Acest lucru, oameni buni, cu siguranță nu înseamnă că Marcu și ceilalți scriitori au crezut că ceea ce s-a întâmplat în această casă din Nazaret a fost fără niciun sens. Mai degrabă, concentrarea lor a fost să comunice lucruri pe care le-a spus și le-a făcut Iisus pentru mântuirea noastră. Cu alte cuvinte, evangheliile nu trebuie înțelese greșit ca biografii în sensul modern. Mai degrabă, ele ar trebui înțelese ca biografii cu scop definitiv, să ne spună vestea bună a lui Iisus și mântuirea pe care a câștigat-o pentru noi. Și pentru că sunteți pe canalul Adevăruri Secrete, vreau să vă mai aduc în atenție o diferență între evanghelii, împreună cu alte biografii antice și biografiile moderne, pentru că este cauza unei confuzii. Catolicii care citesc cu atenție toate cele patru evanghelii sunt uneori surprinși să vadă că există variații în evanghelii, în special în ordinea diferitelor evenimente din viața lui Iisus. De înțeles, acest lucru duce adesea la interpretări despre fiabilitatea evangheliilor. Dacă, de exemplu, Matei spune că A s-a întâmplat înainte de B, dar Marcu spune că B s-a întâmplat înainte de A, nu trebuie să se înșele unul dintre ei? Ei bine, în mod surprinzător, răspunsul este nu. Așa cum biografii antici nu erau la fel de preocupați ca biografii moderni să noteze fiecare detaliu al vieții persoanei despre care scriau, tot așa nu erau preocupați să scrie totul în ordinea în care s-a întâmplat. Ideea pentru biografii antici era să spună adevărul despre orice subiect, dar într-o ordine care servește unui alt scop. Așadar, în cazul nostru, Matei, Marcu, Luca și Ioan nu afirmă că Iisus a făcut lucrurile exact în ordinea în care le-au spus ei, ci ei afirmă că Iisus a făcut toate aceste lucruri. Cam asta am avut să vă spun pentru astăzi, oameni buni. Dacă v-a plăcut acest material, dacă l-ați găsit interesant, dați-i un like și distribuiți-i mai departe pe grupuri. Și dați-i un like, desigur, să ajungă la cât mai multă lume. Până data viitoare, nu uitați să vizionați și alte materiale foarte interesante de pe canalul Adevăruri Secrete, apăsați butonul roșu de subscribe și clopoțelul și să ne auzim cu bine!